Vrem în aceste clipe să o invităm pe următoarea noastră eroină care vine să ne surprindă cu o premieră frumoasă, Alina Mocanu, fata cu părul de aur, cel puțin așa ne-a creat impresia data trecută când a fost la noi. O salutăm și, și astăzi. Bine ai venit, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Mamă, ce frumoasă! Ia, uitați-vă! Ia și la microfon așa să te vadă toată lumea. Dar până atunci fă o piruietă să te admirăm așa, din cap până în picioare. Ia loc pe canatea. Noi am văzut deja împreună cu echipa creația la care ai muncit tu și ne bucurăm că mai avem videoclipuri filmate prin munți, că mai vedem și noi iarna. Zăpada. Da, păi am mers în munți, deoarece din start ziceam, hai să filmăm videoclipul la noi. Păi unde să-l filmezi cumva? Zăpadă nu-i, ce facem? Haideți să mergem în munți. Într-o zi ne-am organizat, ne-am uitat la meteo, când era zăpadă în munți și am mers, am filmat și... Dar în ce zonă din România ați filmat? Nu, am filmat în Bucovel. În Bucovel? Da, în Bucovel. Mi se pare că e România. Nu, în Bucovel am filmat, am fost acolo cu întreaga echipă și după care am filmat deja aici, în Chișinău, la noi, într-un studio. Da. Ia spune-mi, cine s-a filmat în videoclip? Că ne-am uitat noi pe pagina ta de Facebook și prin videoclip și mi se pare că și ai tăi sunt acolo. Da, sunt... În primul rând am vrut să-mi scot familia în evidență. Căci, până la urmă, această melodie este cumva, ne reunește, cum și sărbătorile de iarnă ne reunesc. Am filmat familia mea și deja nepoții... Așa, familia ta, ai băiețel și ai și fetiță. Și fetiță. Da. Fetița e cea mai mare. Este mai mare, dar și băiețelul mai mic. Ăsta care se începe videoclipul, prima imagine cu zâmbetul, până am scos acel zâmbet. M-ați chinuit, clovni, echipă de clovni în spate. Râdeam deja cu toții. A fost cam dificil, ce să spun, a fost dificil pentru că e mai greu, copiii știi cum sunt, aleargă peste tot. Când am mers în munți, fiecare și-a știut lucrul său, dar cu copiii e un pic mai dificil. Însă a ieșit ceva, sper eu că va fi memorabil. Este un va moment... fi pentru voi, pentru... în arhiva familiei ceva da, foarte corect, frumos. Pentru că din start pornisem cu un colind așa mai popular. Dar nu a ieșit ce mi-am dorit. Eu zic, hai să facem o melodie, dar să fie așa memorabilă, să rămână acolo undeva în arhiva noastră. Și iată că mi-a ieșit, sper eu. Și soțul s-a filmat? Da. Cum l-ai convins pe el? Copiii, hai că înțeleg, dar pe bărbat, cum l-ai convins? Dar nu știu, s-a lăsat așa mai ușor convins. Mm. Nu, da, pe lângă o așa femeie frumoasă ce o să dea voie la un actor să vină? Da, cumva s-a lăsat, pentru că, cum și-am spus, din start mi-am propus să-mi aduc toată familia, să fie mai mult așa o melodie pentru familia noastră, unde... Cum că în fiecare zi cam așa ne simțim noi, ne bunim un pic, și am zis să rămână pentru noi o amintire frumoasă. Deoarece nu în fiecare zi îți permiți, iarăși, melodiile populare sau muzica ușoară, nu mai scoți toată familia. Dar aici așa a fost, chiar și țineam, zic, mesajul ăsta când sunt sărbătorile, pentru cei care revin acasă, pentru cei care să simtă cumva mesajul meu. Așa e, s-a simțit atunci când am vizionat noi videoclipul. Acum te invităm, draga noastră, să ne și cânti, iar noi vom și admira imaginile cu o iarnă filmată, cu o familie frumoasă, familia ei, pentru că tot ce este mai important pe lumea asta este atunci când îți faci munca cu pasiune și atunci când familia ta este fericită. Vă lăsăm acum în compania Alinei Mocanu. Topește-n fulgii care cad, miros de tor, miros de prat. Acasă am venit acum, alb pe noi și alb pe drum. Deasupra mea e mai curat, nu știu ce s-a întâmplat. Azi suntem mai liniștiți și mai fericiți. Iarna încă o zi.
parcă din povești, lângă mine ești. Dacă timpul s-a